de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Astăzi o ceașcă mare, nu una mică, pentru că avem două emisiuni și ambele emisiuni sunt cu oameni din zona Partidului Social Democrat. Ca de obicei, miercurea dimineața, invitat la cafea, domnul Răzvan Cuc, candidatul PSD pentru funcția de primar. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bună dimineața dumneavoastră și celor care ne privesc, mă bucur să fiu din nou în platou. Mai avem două cafele oficiale și pormă să mai luăm din alea neoficiale. Sper. Da. Alături de domnul Răzvan Cuc din echipa domniei sale, astăzi doamna Aurelia Simionică, candidat pentru Consiliul Local Piatra Neamț, un personaj cunoscut la nivelul orașului. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit! Mult timp viceprimar și într-o zonă, activat într-o zonă a mediului de afaceri, deci un personaj extrem de cunoscut. Al treilea invitat de astăzi și el membru al echipei este domnul Constantin Florin Roca și dânsul aspiră la o poziție în Consiliul Local Piatra Neamț. Bună dimineața! Bine ați venit și haideți să începem. Mai avem câteva zile. 8-9 zile, nici nu mai știu, 8 zile de campanie și încă două până la vot. Care este atmosfera în echipă? Cu cine începem? Dumneavoastră decideți, sunteți moderator, dumneavoastră deci decideți cu cine începeți. Deci eu nu pot să... Doamnele deci normal ar trebui să începem cu doamna Simionică, care da. Este așa ca un fel de director de campanie, organizatoric, cu de toate acolo. La partid, când te duci acolo, îmi spuneau băieții că ziceau, doamna Simionică este cea care hotărăște, ea taie pâinea acolo. Cu tot ceea ce se poate alături de echipă, eu vreau doar să vă specific că fac parte din echipa... Și nu candidați. Nu sunt candidat la Consiliul Local. Nu vreau să nu dăm o informație greșită celor care ne privesc. Mea culpa. Dar în același timp, ca și implicare, sunt... la același grad de tensiune ca și ceilalți membri ai echipei pe care am format-o noi la PSD și cu care am venit în aceste alegeri locale. Despre ce să discutăm? Despre partea teoretică a organizării campaniei sau despre partea pragmatică a ceea ce înseamnă oferta PSD? Deci, ofertă care... Eu v-aș provoca dumneavoastră ca unul dintre... oamenii care sunteți la partid de foarte mult timp, cum ați achiesat la ideea Răzvan Cuc candidat și de ce sunteți alături de domnia sa? Haideți să vedem, să o luăm clasic. Să o luăm clar. Haideți în primul rând să o luăm cu partea pragmatică, cu partea bazată pe oferta concretă a domnului Cuc. În primul rând, domnul Cuc, cel puțin pentru mine ca membru de partid, este o persoană foarte cunoscută și implicată din punct de vedere politic în ceea ce înseamnă județul Neamț și iată că și din punct de vedere a unui proiect administrativ adus către Pietrenii a excelat. A excelat pentru că programul domnului Cuc, așa cum a fost schițat de-a lungul anilor de când reprezintă în Parlamentul României județul Neamț, s-a conturat pe experiența proprie, s-a conturat pe cunoașterea municipiului nostru, s-a conturat de asemenea pe analiza istoricului și mai ales a necesităților municipiului nostru. Programul cu care a venit domnul Cuc, din punctul meu de vedere, și acum vă rog să mă lăsați să termin propoziția ca să nu se interpreteze, este absolut spectaculos, în sensul că este de o concretețe și de un realism care, dacă ar avea șansa să fie materializat, chiar ar putea să ridice municipiul Piatra Neamț acolo unde este locul. Nu are nimic spectaculos, nu vine cu jocuri, nu vine cu smart, nu vine cu eco dus dincolo de ceea ce înseamnă bunul simț și păstrarea mediului, care încă la piața îl avem,
dar vine cu o aplicare concretă către nevoile cetățeanului și mai ales către nevoile orașului. Suntem un oraș care parcă e înțepenit în timp, nu dau niciun fel de citat din scriitorii noștri clasici, dar e locul unde nu se mai întâmplă nimic de foarte mult timp. În același timp, micile probleme, aparent micile probleme ale cetățenilor s-au exacerbat, deja nu mai au răbdare nici cu modul cum se colectează gunoiul, nu mai au răbdare nici cu modul în care li se rezolvă reclamațiile și petițiile cu care se duc la primărie, unde, dincolo de ceea ce înseamnă un zâmbet frumos și calmul ascultării, nu se mai finalizează nimic. Cetățenii nu mai au răbdare nici în ceea ce înseamnă o posibilă investiție pe locuri de muncă, o încurajare a investitorilor, nici pe ce înseamnă calitatea drumurilor. Să cunoști aceste lucruri și să vii cu un program care, la prima vedere, nu reprezintă un scenariu științifico-fantastic pentru Piatra Neamț și un boom care nu se va realiza cel puțin în următoarea 100 de ani în Piatra Neamț, să vii cu un plan concret pentru mai binele fiecărui cetățean și a fiecărui cartier, reprezintă o cunoaștere și cei care... Hai să abordăm, să zicem, un subiect delicat. Îi reproșează domnului Cuc că nu e născut în Piatra Neamț. Uite că nu au temei, pentru că dintre toți candidații pe Piatra Neamț, domnul Cuc și programul său este cel mai aplicat municipiului nostru. Și poate, ca să fiu un pic așa răutăcioasă la cafeaua dumneavoastră, că tot e cu sare, ar trebui să ne uităm mai mult... Și cu sare. Să ne uităm mai mult prin buletine și certificate de naștere, să vedem câți nu suntem născuți în Piatra Neamț. Omul sfințește locul, dar este bine și locul să-l primească cu brațele deschise. Și fac acest apel către... pietreni, către, uite, mai reamintesc, eu nu sunt născut în Piatra Neamț, dar sunt aici de 40 de ani, către concetățenii mei să aibă toată încrederea, către cei care manifestă elanul construcției și nu doar către cei care invocă locul nașterii ca fiind pe plaiurile Moldave și în Piatra Neamț. Da, frumoasă pledoarie, nu, domnul Răzvan? Eu cred că pledoaria este una întemeiată și vă mai spun un lucru. Chiar dacă doamna Simeonică nu este candidat la Consiliul Local, cum ați spus, dânsa vă spun că a muncit și a făcut mult mai multe decât unele persoane care poate sunt pe listă, pentru că experiența dânsei este una, aș spune și aici, fără să supraevalueze niciun fel, fără de care nu ne puteam descurca pe multe paliere. Experiența administrativă dobândită din primărie, cât și cea profesională, ne-au ajutat să identificăm mult mai bine problemele, aș spune, de nișă, de o dimensiune mai mică, pentru a putea găsi o rezolvare. Să știți că eu cred cu tărie că un om nu poate deține adevărul singur. Nu există candidatul perfect, nu există candidatul care să știe toate domeniile. În schimb, echipa dă forță, dă valoare candidatului, o echipă implicată, o echipă pragmatică care știe să vină cu soluții pentru problemele existente. De asta mă bucur că fac parte dintr-o echipă minunată, o echipă unde să știți că eu aș spune că este un nou germen al politicii, echipa, din ce motiv? Nu mai există o apetență, o dorință neapărată de a avea funcții, nu știu, neapărat la partid sau funcții. Nu, oamenii vor să facă ceva, oamenii vor să dezvolte și pentru asta își pun toate cunoștințele și tot ce au în coșul ăsta comun în care toți ne-am pus competențele pentru a rezolva problemele. De asta vă zic că pledoaria este întemeiată, este fundamentată, s-a muncit la program, s-a muncit toți împreună. Și după cum știți foarte bine că l-am discutat aici la noastră în emisiune de numărate ori și o să-l repetăm, probabil că asta este menirea candidaților, să reamintească oferta pe care o au către cetățeni, de la proiecte de infrastructură mare până la problematica legată de identificarea și soluționarea problemelor pe fiecare scară de bloc.
pentru că la un moment dat, știți, chiar vorbeam cu niște președinți de asociații de bloc și îmi spuneau că de câte ori s-au dus cu probleme la primărie, la societatea care gestionează și se ocupă de asociațiile proprietari, primeau niște răspunsuri, cum a spus și doamna Simionică, vis-a-vis de relația dintre administrația publică și cetățeni, destul de... Venit încă o dată, să sperăm că de data aceasta lucrurile se vor rezolva. Va trebui să vorbesc cu o perioadă de timp cât există delay-ul între transmisia noastră internă și Facebook. Vă spuneam la începutul emisiunii că avem astăzi invitații din zona social-democrată. Am fost în emisiune cu domnul Răzvan Cuc, cu doamna Aurelia Simionică și cu domnul Florin Roca, Constantin Florin Roca. Tocmai în momentul în care domnul Roca începuse să vorbească, am apucat să auzim acel sunet metalic cu care deja, din păcate, ne obișnuim. Sunt prieteni care se ocupă de așa ceva. Poate în acest moment am refăcut legătura și putem și noi să ne continuăm emisiunea. Domnul Roca, vă rog să repetați, se pare că lucrurile au intrat în normal. O să încerc să fiu mai scurt, întrucât am pierdut câteva minute. Mesajul meu și a echipei domnului Răzvan Cuc este un mesaj de unitate. Noi îl susținem total. Vedeți că ne-am coagulat o echipă în spatele dumnealui. Iar acest impediment sau acest argument al contracandidaților, pentru că el nu ar fi născut în Piatra Neamț, nu are nicio relevanță. Răzvan Cuc este un profesionist care a dovedit-o la Ministerul Transporturilor, el fiind singurul candidat care vine dintr-o ligă superioară cu experiență vastă, iar în domeniul infrastructurii nu are contracandidat în experiența implementării proiectelor infrastructurii. El va fi singur care va putea implementa aceste proiecte care deja o parte sunt începute, cum ar fi drumul expres Piatra Neamț-Bacău și centura Piatra Neamț. Dacă avea un colaborator la municipiul Piatra Neamț, probabil că era într-un stadiu început. Dar una peste alta, vedeți deja programul dumnealui, iar contracandidații noi se încearcă pe orice căi să ne bruieze. De altfel, în campania dumnealui făcută până acum, a fost o campanie foarte curată, fără atacuri la persoane și continuăm pe aceeași linie. Vom veni doar cu proiecte, cu programe, cu idei și cu soluții la problemele urbei noastre. Având sprijinul total al tuturor celor din Piatra Neamț, chiar dacă în aceste zile, să zicem, am beneficiat și în ghilimele de unele mesaje care nu își aveau locul, să zicem. Domnul Răzvan Cuc a fost singurul care a venit cu niște idei inovatoare la adresa mai multor probleme stringente, iar în primele zile de mandat sunt sigur că se va ocupa de problemei prețul apei și al gunoiului, dar având în același timp sprijinul total al Consiliului Județean prin domnul Ionel Arsenea și echipa de consilieri județeni. Iar și echipa de consilieri al domnului Cuc, care o are în spatele dânsului, este o echipă care îl va susține, iar adresez un mesaj de unitate către Petreni, dacă vrem să ieșim din regres, că eu dacă nu cred că este o înghețare. Noi am regresat în ultimii 6 ani, cum și echipa Cehlău a regresat din divizia sub prima ligă, se află astăzi în Liga a 3-a, tot așa și Piatra Neamț se află într-o ligă inferioară, datorită lipsei acute de infrastructuri și e doar cu mici inaugurări de toalete sau câteva gubele de gunoi, nu putem avansa în zona orașelor moderne, unde ne-am aflat noi cândva, când s-a luat primarul, a luat și măturoiul de argint, iar acum nu poate să ia nici mătura de paie. Haideți să facem precizarea. Era la vremea aceea o competiție organizată de cazavenci și dădeau premii
bineînțeles, împreună cu structura ale statului român și se dădeau niște premii pentru activitatea celor din primării. Maturoiul de argint. Da. Vedeți dumneavoastră ce voiam să completez. Modul în care tratăm noi campania și electoratul și modul în care alții pur și simplu, în lipsă și în pană de idei, boicotează proiectele altora și credeți-mă că așa vor face și dacă vor ajunge acolo unde își doresc să ajungă, adică la primărie. Pentru că ce s-a întâmplat azi în emisiune la dumneavoastră, trebuie să fie un reper pentru toți pietrenii. Faptele vorbesc de la sine. Un om care vrea să facă lucruri pozitive, construiește. Arată ce a făcut în trecut și construiește și dezvoltă. Unul care n-are de gând să facă nimic, va inventa povești, va umbla să brueze emisiuni, va umbla să facă lucruri mici, pentru că ei sunt cei care fac lucrurile astea, sunt oameni mici. Oameni care, din păcate, nu au o educație, n-au, au o lipsă de caracter acută și crasă și trebuie sub toate formele posibile să nu lăsăm și pietrenii să nu lase astfel de oameni să ajungă să le gestioneze destinele. Pentru că ei se bazează doar pe șmecherie, pe șmecherie de ieftine, aș spune, cum s-a întâmplat și acum mai devreme. Și nici nu am văzut o dorință a lor de a face ceva pentru pietreni. Am văzut o dorință a lor de a face ceva pentru ei, nu pentru pietreni. Pentru ei și pentru gașca lor. Că pentru pietreni, să știți că puteau să o facă de mult. Cum eu, și am să o spun tot timpul, povestea, care pe mine deja nici nu prea mai mă interesează foarte mult cu faptul care l-au aruncat ei, că nu sunt născut în piatra. Da, era normal să arunce lucrul ăsta, pentru că n-aveau cum să combată banii pe care i-am adus timp de 7 luni de zile în județul Neamț. Nu aveau cu ce să combată. Trebuiau să inventeze un cancan, cum la fel. Vedeți că în momentul când venim și vorbim pragmatic, concret de proiecte, bruiază. Ăsta e stilul lor, un stil tupeist de a face politică, pentru că toți care candidează acum au avut tangențe cu politica, într-un fel sau altul, și au putut genera lucruri pozitive pentru un județ sau pentru oraș. Dar n-au făcut-o. Și atunci nu e mai simplu când nu faci nimic să te duci și să faci povești despre alții, că poate strânești un val de emoții. De fapt, asta este miza subiectului și versiunii cu Răzvan Cuc, că nu s-a născut în piatră. Da, bun, nicio problemă. Teama lor este alta. În momentul în care împreună cu echipa vom ajunge prin votul oamenilor, cu ajutorul lui Dumnezeu vom ajunge la primărie, teama lor este alta. Că vom da o față orașului pe care nu au putut să o dea în 30 de ani. Asta este de fapt problema și atunci oamenii vor face diferența. Și de asta trag cu dinții să-și păstreze sinecurile, prieteniile și tot ce mai au acum pe acolo legat în jurul primăriei și care le avantajează propriile afaceri, le avantajează modul în care se cheltuie banul public, aș spune ineficient în sensul că nu vedem să se dezvolte concret piatra așa cum ar trebui. Pentru asta luptă, pentru sinecuri, pentru combinațiile lor, nu pentru dezvoltare și pentru bunăstarea pietrenilor. Că dacă ar fi luptat, știți cum e? Când lupți pentru niște idealuri și pentru niște proiecte pe care ți le dorești, lași omul să decidă. Ne prezentăm toți oferta și omul zice, domne, mie îmi place Cuc sau mie îmi place X. Nu contează. Dar nu te duci pe lucruri derizorii și nu începi să faci tot felul de mojicii. Domnul Răzvan Cuc, ieri am avut ocazia în emisiune să zâmbesc. La un moment, ieri sau alaltă, nici nu mai știu, că sunt alaltă ieri, cred, da. Am văzut că se vorbește despre un proiect major al unui partid, care întâmplător acum conduce primăria, sau, mă rog, a rămas să conducă primăria, acea centură. Știți? Eu am zâmbit și am tot... să vă spun de ce am zâmbit. Și eu am zâmbit atunci, pentru că toată lumea acum vorbește de centură și mi-aduc aminte de niște franțuși care tot timpul spuneau la centur, s'il vous plaît. Nu, haideți să vă spun un lucru. Eu m-am amuzat copios și am să vă și spun de ce. În general, este bine să testezi nu loialitatea neapărat, că de loialitate suntem cu toți convinși, cum e în zilele noastre, să testez cât de repede circulă zvonistica.
Săptămâna trecută am organizat un eveniment cu colegii de la partid, o informală cu presa, unde au fost prezenți toți colegii din echipă, consilieri care candidează și așa mai departe. Și spre finalul conferinței, eu la un grup restrâns le-am spus, zic că în marți, ca o paranteză, eu de o lună de zile împreună cu echipa am lucrat la proiectul, da, am lucrat adevărat, adevărat, asta în cuvântul, la proiectul Centuriu, pe care o să-l și prezint mâine la Consiliul Județean, unde, bineînțeles, va fi invitată și presa. Un proiect realizabil, fezabil, aplicat, cu traseu, cu viaducte, cu tot ce trebuie, cu noduri de legătură. Cum se face un proiect profesionist de infrastructură și cum știu să-l facă oamenii, mă rog, care cu asta se ocupă. Închid paranteza. Și am săptămâna trecută am spus, zic, marți ies și lansez proiectul. Eu știu că nu voi ieși marți. E, luni am văzut, o avalanșe, direct, știam, am așteptat, că special am zis, doar la două persoane le-am spus chestia asta cu marți. Luni am văzut, proiect major. Eu mă așteptam sincer, vă spun sincer, că m-aș fi așteptat la actuala administrație care face vorbire de proiectul ăsta de centură și am văzut că mulți vorbesc de centură, dar mâine o să-și explic ce înseamnă practic o centură, că o centură nu ne imaginăm noi. O centură trebuie să fie aplicată. Ea iese dintr-un drum național, se închide dintr-un drum național. N-are ce să caute prin oraș, n-are ce să se conecteze. Adică sunt niște lucruri elementare care se fac în momentul când faci un proiect de infrastructură. Dar când am văzut acel comunicat și am văzut, știți unde am fost efectiv, mi-am dat seama de potențial și de cât de mult își doresc să facă proiectul ăsta. Când am văzut două poze luate și puse în comunicat, una de pe autostrada Lugoș-Deva, lotul 3, este un nod rutier, și o altă poză de pe un proiect de la viitoarea centura Clujului. Păi tu când vii să-ți prezinți viitorul tău proiect, nu poți să-ți faci o randare, să-ți arăți omului ochiometric, să știu, pe unde trece centura asta, dacă, bun, vrei să o bagi prin oraș, vrei să blochezi traficul, nu contează. Bă, dar fă un mimează efortul că vrei să-l faci. Nu lua două poze de pe internet care le poate lua oricine. Ești administrația orașului, adică ai un aparat de comunicare, ai un aparat teoretic și practic care ar trebui să funcționeze. De aici mi-am dat seama că nu interesează decât ca subiect de campanie. Eu trăiesc pentru proiectele de infrastructură, eu am făcut proiecte de infrastructură, am deschis șantiere, am lansat proiecte și știu ce înseamnă. În momentul în care am văzut, repet, modul simplist, aș spune, și total dezinteresat vis-a-vis de acest proiect, mi-am dat seama că pentru ei este doar un subiect de campanie. Pentru mine este un lucru pe care mi-l doresc să-l văd, pentru că îmi dau seama ce va genera infrastructura după ce va fi implementată. Și o să vedeți mâine ce înseamnă, într-adevăr, să muncești și să faci un proiect care să fie înțeles de toată lumea, care să ne arate costurile care le va avea acel proiect, să ne arate modul cum va fi construit acel proiect pe segmente, da? Pentru că asta este important. Dacă venim și eu, e ca un program de guvernare. Tu poți să enunți o idee generală, după aceea vii și spargi în detalii ca să vadă omul, domne, cum se realizează și cum ajunge acolo. Oi, cu deadline-ul. Tocmai de asta am și spus, eu unul am fost, vă spun sincer, fără să fac niciun atac la adresa nimănui, am fost dezamăgit de lipsa de profesionalism și interes care a arătat-o un candidat vis-a-vis de un proiect major și necesar, cum să vă spun eu, la fel ca aerul pentru piatră. De asta am și spus, fără niciun fel de trufie sau îngrânfare, am spus, l-am rugat pe respectivul, veniți domnule să vedeți cum se face un proiect, dacă vrei într-adevăr să faci ceva. Nu doar să enunți și să încerci să furi startul. Să știți că, știți ce se întâmplă și de ce oamenii sunt supărați pe politicieni? Pentru că de multe ori, mai ales în campania electorală, e o luptă. Dom'le, care iese primul cu ideea? Hai să ies eu primul, să o aruncă, poate iau ideea. Total fals. De asta vreau să arătăm oamenilor ce înseamnă profesionalism. Poate și mâine o să se vadă. Poate mâine în sală invitați și contracandidații să vină. Dar eu n-am nicio problemă să vină oricine vrea. Problema este următoarea. Problema este că proiectul este unul serios. Eu vreau să îl vadă pietrenii. Pe mine asta mă interesează foarte mult. Să vadă și să facă diferența dintre un comunicat de presă și un proiect ce cum trebuie să arate și cum trebuie să fie implementat. Dacă ei vor să facă circ,
ei n-au decât să facă circ. Eu vreau să construiesc și să dezvolt împreună cu echipa cu care am muncit din greu la proiectele care sunt în oferta electorală și care într-adevăr pot schimba total și mersul acestui oraș și calitatea vieții oamenilor din acest oraș. Apropo de calitatea vieții oamenilor din acest oraș, o să rog pe doamna Smirnică să ne spună, având o mare experiență în administrație și nu numai, ce a identificat domnia sa și echipa din care faceți parte, apropo de calitatea vieții în oraș și dorințele pietrenilor. Pentru că știm cu toții și putem intra aici și în amănunt, dar nu mai avem timpul necesar. Cei mai mulți pietreni se plâng de lucruri elementare care, despre care nici n-ar trebui aproape să discutăm în momentul acesta. Da, din păcate aceste lucruri aparent elementare pot să creeze o stare de stres în viața zilnică și personală și a unei comunități. Eu vreau însă să vă spun altceva, că alegerile locale, ascultându-l pe domnul Cuc, făcând o paralelă față de oferte și față de proiecte care abundă în perioada asta pe media și direct către cetățeni, alegerile locale, la urma urmei, sunt despre oameni. Și ar trebui să conștientizăm acest lucru și noi, cei care venim cu oferte pentru oameni, dar mai ales ar trebui să conștientizeze alegătorul. Alegătorul, respectiv cetățeanul care în viața de zi cu zi, în Piatra Neamț, iată, sunt 6 ani, dacă nu putem invoca chiar vreo 15 ani, se izbește de ceea ce înseamnă realizările și nerealizările și aceste mici sau mari inadvertențe din funcționarea mecanismului pentru o viață normală în oraș și își dă seama că speranța de multe ori moare ultima sau poate chiar au renunțat la ceea ce înseamnă aș mai dori o administrație competentă. Nu trebuie să uităm că în Piatra Neamț s-au experimentat, s-au făcut experiențe și pe bugetul local și pe viața cetățenilor cu precădere de când am avut conducere la primărie de dreapta. Nu trebuie să uităm că în continuare aceste experimente produc efecte, pentru că, iată, discutăm în continuare de vreo 50 de milioane de euro care atârnă greu în datoriile pe care le avem către bănci. Nu trebuie să uităm de faptul că pe ceea ce înseamnă dreapta, și folosesc această exprimare pentru că discut în momentul de față și de PNL și de PMP, proiecte care inițial au părut realizabile au fost doar demarate, finanțate și lăsate în prăbușire. Încerc să nu vin cu foarte multe amănunte, dar invit toți pietrenii și acesta ar trebui să fie argumentul suprem pentru hotărârea care o vor lua în ziua votului, să facă o vizită pe Cozla. Să vadă câtă frumusețe există acolo, cât potențial există acolo, dar câtă degradare, delăsare. Poate e dur cuvântul, dar unul mai delicat nu am, nesimțire efectiv. Este pe acest deal, pe acest mic masiv muntos care ar fi putut să ne facă celebri, care ar fi putut să aducă bani în oraș, care ar fi putut de asemenea să reprezinte chiar un element de siguranță. Am spus-o când am avut ocazia și când am lucrat în administrație, că oricând muntele Cozla, dacă nu va fi întreținut și dacă nu va fi consolidat, poate reprezenta chiar un factor de risc. Mie îmi place și aveți dumneavoastră o poză acolo reprezentativă, că pe Facebook toată lumea folosește această imagine emblematică, curtea domnească. Mi-aș dori tare mult și cei din presă și alegătorii de pe 27 și candidații și cetățenii din Piatra Neamț să vină și cu poze care înseamnă speranța, care înseamnă băleni, care înseamnă sărata, noi le-am tot publicat, care înseamnă reprezentative, că sunt la urma urmei reprezentative. Ascunderea gunoiului sub preș nu este o soluție. Zona Bozdoghean pe unde ies pâraiele, Bâtca Doamnei și toți
toate păraiele care se umflă se transformă în cascada Niagara și ne inundă ca acum 100 de ani. Sunt multe lucruri de făcut în Piatra Neamț. Orașul trebuie întors către oameni. Sunt bătrâni de care trebuie să avem grijă și trebuie să avem grijă de ei concret, nu cu aplicații pe telefon. Sunt copii care trebuie duși la școală și oprit. Abandonul școlar este un grad de sărăcie pe o categorie mare a populației din Piatra Neamț, care trebuie estompat și care rezolvat la modul concret prin includerea acestor cetățeni în mecanismul social și economic al orașului. Sunt atât de multe de făcut, mărunte, poate absolut invizibile. Când mergi pe stradă și vezi lângă un tomberon gunoiul aruncat necorespunzător, îți sare în ochi, dar sunt lucruri care nu se văd. Aceste lucruri nu se pot face decât de niște oameni motivați. Și eu aici nici nu vreau măcar să laud echipa pe care o reprezint și care chiar este mai mult decât motivată. Sunt oameni cu studii, oameni tineri, oameni bine pregătiți, care au în spate și oameni cu experiență. Eu vreau doar să fac apelul la o comparație pe care o solicit alegătorului de pe 27. 15 ani, 6 ani, cum vreți să calculați, apropo de portocaliu, de galben, ați făcut experiențe în Piatra Neamț. Rezultatul experiențelor se văd. Le trăim cu toții zi de zi. Haideți să încercăm și o altă formulă. Haideți să avem toți curaj să intrăm în acest proiect și cei care venim cu ofertele și dumneavoastră care mergeți la vot. Haideți să dăm o șansă orașului și unui om care, iată, da, și-a asumat, pentru că este și muncă, și risc, și voință în a intra într-o astfel de bătălie. Un om care în momentul de față își dorește să facă lucruri pentru Piatra Neamț. Haideți să mergem către cei care până acum n-au demonstrat cât sunt de incapabili. Să mergem către cei care vin cu programe, care vin cu mecanisme, care vin cu energie, care vin cu dorința de a demonstra că se poate. Și din punctul meu de vedere, asta înseamnă echipa PSD și, bineînțeles, candidatul nostru, domnul Cuc. Domnul Răzvan Cuc, vreau să vă provoc un pic. Spunea doamna Simionică ce frumoasă este Cozla, cât se pot face, ce lucruri se pot face acolo. Eu vreau să vă spun că pe Cozla există în acest moment îngropate la modul propriu 8 miliarde de lei. Și vreau 8 miliarde de lei, asta este, nu, pe, doar pe o bucățică, nu? Pe o bucățică, da, cu, adică și vă spun, sunteți candidat la funcția de primar. Acolo s-a pus o țeavă de gaz de jos, de la baza Cozlei, unde este parcul, strada e o întreagă intersecție, până sus, unde este acea clădire părăsită. Știți ce s-a întâmplat? S-a pus țeava. Au uitat să o acordeze. Deci a costat 800 de mii de lei, cum spun, 802.275 de lei și 35 de bănuți, da? Și mai erau de executat lucrări de 82.200 de lei. Și nu s-au mai făcut. E comentat acest lucru din viziunea, din postura de candidat și nu numai de candidat, de om care v-ați ocupat de investiții. În primul rând, orice investiții, să o luăm altfel. Prima rând trebuie să aibă viziune. Și trebuie să ai punctul final al unui obiectiv pe care îl dezvolți. Că nu poți să faci investiții parțiale. Dacă ai făcut investiții parțiale, îți bani pierduți. Că nu poți să faci, să duci rețeaua, mă rog, rețeaua, conducta de gaze de la baza Cozlei până în sus la clădirea aceea, la Iglu, sau unde spuneți dumneavoastră că a fost dusă. Nu contează să deservească toate clădirile. Trebuia să deservească toate clădirile de pe Cozla și să nu racordezi la culmea, la magistrala principală de unde să-ți iei gazele. Din păcate, lucrurile astea, să știți că s-au întâmplat, am văzut, de foarte, foarte multe ori în piatră. Vii asfaltezi o stradă, după care la două săptămâni o spargi că trebuie să, nu știu, schimbi conducta de apă. Nu, lucrurile trebuie să se facă într-o logică, toate, că dacă nu facem lucrurile într-o logică, sunt bani pierduți. Sunt bani aruncați, sunt bani nefolosiți, lucrul ăsta este foarte grav. Mă uit că acum dumneavoastră îmi spuneați că v-ați amuzat vis-a-vis de centru. Eu mă amuz că mă uit la emisiunea dumneavoastră și văd contracandidați care erau în același partid
și se atacă între ei în condițiile în care au stat la aceeași masă, s-au folosit de banii publici în interes propriu și puteau, de exemplu, să finalizeze astfel de proiecte. Nu. S-au alimentat și au alimentat prietenii, rudele, cumetriile, ce au făcut ei cu toate și acum stau și se atacă unii pe alții. Nu-i văd să vină cu soluții sau să vorbească de lucrurile astea, care sunt aparent minore, dar astea, să știți că ce mi-a spus dumneavoastră mai devreme, ce mi-a citit mai devreme, ăsta este rezultatul administrației, de fapt. Asta este administrația, care, cum spune doamna Simionică, de 15 ani, 6 ani, de cât vreți dumneavoastră, a condus destinele oamenilor din piatră. Oameni care și-au pus baza, nu știu, poate gazele alea deserveau și alte, nu numai, vorbesc de casa gospodinelor, de, sunt multe... Dar ce ar fi însemnat ca dezvoltare să ai acolo gazul? Nu, ce ar fi însemnat ca dezvoltare ca versantul Cozla să fie un versant care să producă foarte mulți Absolut. Bani. Deci până la gaze vorbim de viziune. Telegondola, eu am spus tot timpul, mulți mi-au zis, domne, telegondola, nu, telegondola e bună. Numai că oamenii când ajung sus trebuie să aibă ce să facă. Eu aș lăsa telegondola să meargă fără niciun cost, numai că în momentul când ajungi sus, oamenii să aibă un loc unde să se distreze, să stea, să vorbească, să socializeze. Oamenii vor să facă asta în piatră. Eu mă uit când sunt și acum evenimente. Se strâng foarte mulți oameni. Oamenii ies, vor să socializeze, mai ales că a fost perioada asta grea. Vis-a-vis de problema cu conducta, mari comentarii, cum să vă spun? Pe mine mă interesează ca fenomen. Ce a spus deja. Fenomenul este acesta. Asta este modul în care s-a condus până acum orașul. Fără nici un fel de viziune, fără nici un fel de coerență, fără nici un fel de logică, doar s-au făcut niște lucruri, să spui chipurile că ai făcut și tu ceva. Dar să finalizezi un obiectiv și să-i dai utilitate și valoare și să deservească într-adevăr concret destinatarul final al investiției, așa cum vedem, nu s-a întâmplat, din păcate. Uite, putem face o paralelă. Dacă turnul lui Ștefan este sufletul acestui oraș, din toate punctele de vedere, și istoric, și spiritual, și cultural, și emotiv, ce se întâmplă și ce este pe Cozla acum reprezintă emblema realizării celor de dreapta aflați la conducerea primăriei. Și de aici putem face o comparație, putem face o analiză și putem să gândim și spre viitor ce trebuie făcut. Da, domnul Roca, pe final. Dacă până acum am avut un primar sau o administrație care s-au limitat doar la încasa și a plăti datoriile municipiului făcute în perioada trecută, de acum încolo, dacă vom sprijini echipa PSD și pe domnul Răzvan Cuc la primărie, vom avea un primar care, la rândul lui, sprijinit de Consiliul Județean și de domnul Arsene, pentru că aici a fost problema. Domnul Arsene de la Consiliul Județean nu a avut un colaborator la primăria Piatra Neamț. Iar de aia Piatra Neamț și primăria a rămas în urmă multor orașe, cum ar fi Roman și așa mai departe. Și chiar și Târgu Neamț a luat-o înainte municipiului Piatra Neamț. Piatra Neamț a regresat, nu doar că a fost înghețat. Iar acest tandem, Ionel Arsene, Răzvan Cuc, este un tandem care va fi câștigător pentru pietreni dacă le vom da șansa. Și echipa de consilieri județeni și locali, în spatele acestor doi oameni, vor moderniza municipiul Piatra Neamț, care până acum a avut doar de pierdut. Sunt foarte multe probleme de rezolvat în municipiul Piatra Neamț, sunt foarte multe drumuri încă care arată ca după război, pentru că nu s-a investit absolut nimic. Degeaba ne plângem acum că am plătit datoriile pe vremea când eram viceprimar, nu eu, actualul edil, și acum mai vrea încă un mandat să mai treacă 4 ani ca să ne mai fac un proiect pe două străzi, care zice că de la anul viitor vor începe. Deci vrem un primar mai energic, care să susțină și sportul, începând de la echipa Cehlău, echipe de handbal, tenis și așa mai departe, și investiții în zonele limitrofe în care nu s-au făcut nimic. Văleni, Speranța, Ciritei și așa mai departe, unde când plouă, cum ați menționat, e nevoie de barcă. Vreau să vă spun un lucru. Nu pot să te ascunzi etern în spatele datoriilor. Și toate administrațiile au datorii. Și în momentul când se alocau bani către regiuni, către Neamț, de România avea niște datorii. Nu stăteam să spun, domnule, nu, găseam soluții.
Important este să găsești soluții, că degeaba vii și te plângi. Iar în momentul în care, ce mi se pare un pic jignitor la adresa prietenilor, ai avut șansa să faci. Ai avut șansa, cum spunea și mai devreme și Florin, unui parteneriat bun cu Consiliul Județean. Pentru că, repet, uitați-vă ce se întâmplă cu România. România se împrumută la dobânzi mari și sume colosale. Până să plece domnul Chitic la PMP, a fost la PNL. Câți bani a alocat administrația liberală să dezvolte orașul? Întreb. Ăsta este interesul și al PNL-ului și al administrației față de Pietren. Zero. Nimic. Nu i-au dat niciun ban. Puteau să-i dea bani, nu știu, să anvelopeze câteva blocuri, să asfalteze câteva străzi, să înceapă consolidarea versantului Cozna, să facă orice. Orice. Din păcate, ei tot timpul au spus nu proiectelor, au spus nu dezvoltării, au spus nu progresului. Pentru că și-au dorit să țină tot timpul electoratul, să îl țină așa pentru că se mulțumească cu lucruri cât mai mici și cât mai puține. Ceea ce, eu zic, este nedrept. Când ai 6 ani de zile și vii și spui voi face dacă mă veți mai alege, nu mai ești credibil. Nu poți să mai fi credibil. Pentru că ei, echipa PNL a condus. Eu vă spun un lucru care este elementar. Ajung în funcția de primar. Păi dacă eu nu urmez cu strictețe, da, programul pe care l-am spus și pe care l-am prezentat prietenilor, păi eu fac parte dintr-o echipă și dintr-un partid. Conducerea partidului mă cheamă și îmi spune: bă, Răzvan, ai promis niște lucruri, rezolvă-le așa cum ai spus. Eu nu pot să cred că actuala conducere a Partidului Național Liberal se delimitează total ca și cum n-ar fi existat actualul primar în funcție. De domnule, noi nu știm ce a făcut, că el a făcut ce a vrut, noi n-am știut. Nu poți să faci lucrul ăsta, adică minciunile și tupeul ăsta nu merg la infinit. Și oamenii, să știți, că analizează. Și eu cred că vor alege în consecință. Eu vă doresc succes, sper să ne vedem și săptămâna viitoare, la miercuri, fără incidente, încă o dată. Nu mai anunțați că venim miercuri. Nu mai. Ne vedem joi. Ne vedem joi. Bine, vă doresc succes, sănătate, în primul rând, că în perioada asta toți avem nevoie de sănătate și să mai rezistați încă o săptămână și un pic în campanie la întâlnirile cu cetățenii. Oameni buni, luăm o scurtă pauză și revenim în emisiune cu a doua cafea de dimineață. Cele bune!